Bună seara și bun găsit tuturor! Vântul se domolește mâine, însă temperaturile scad, mai cu seamă jumătatea nordică a țării. Săptămâna viitoare însă aduce o nouă încălzire a vremii. Dar vedem mai întâi ce se întâmplă pe continent. Mâine va fi o zi destul de însorită în nordul Franței, în Germania, prin Italia, dar și pe partea central-estică. În schimb, în peninsula iberică, dar și în Scandinavia, va domina atmosfera închisă și vor fi ploi mai abundente în nordul Spaniei, iar pe seară și în sudul Franței, dar și în Portugalia. La început, ploile vin așadar, în special pe partea sud-vestică, dar și prin nordul Europei, apoi se vor extinde treptat către zonele centrale și vor ajunge și în est și în sud-est, inclusiv la noi în țară, iată. La mijlocul săptămânii se așteaptă ploi destul de serioase în nordul Italiei, dar și prin Balcani. Un aer mai rece din nord și nord-est va afecta mâine zona noastră, dar se va retrage de luni încolo. Pe continent vor avansa mase de aer cald, vor acoperi vestul, centrul, sudul Europei, apoi se vor muta pe partea estică. La final se mai răcește însă în vestul și în nord-vestul continentului. La noi, la noapte, vântul continuă să sufle cu putere în zona montană înaltă, pe unde va depăși viteze de 90 de km pe oră. Vântul se menține activ și în Moldova, în Transilvania și în Dobrogea, iar prin nord-est și prin centru mai pot să vină câteva reprize în adesă. Pe crestele Carpaților vor fi condiții de lapoviță și ninsoare, în rest se înseninează, iar temperaturile ajung la minus 1 grad în depresiuni și până la 11 grade în sud-vest, dar și pe litoral. Ziua de mâine aduce o răcorire a vremii, vă spuneam, mai ales în jumătatea nordică, pe unde temperaturile coboară sub valorile normale. În schimb, în ținuturile sudice va fi în continuare mai cald, mai apar câțiva nori de ploaie în nord-est și la munte, iar pe seară și prin sudul țării. În ansamblu domină atmosfera cu soare, vântul mai are unele porniri în ținuturile estice, iar maximele pleacă de la 11 grade în depresiuni și ating 24 de grade în sudul Olteniei, dar și în sud-vestul Munteniei. Mâine se răcorește puțin și în zona capitalei, însă de marți ne întoarcem la valori de vară. Astăzi am avut soare și vreme caldă, s-au înregistrat 25 de grade, însă vântul a cam agitat atmosfera. Urmează o noapte mai liniștită, cu câțiva nori și temperaturi mai ridicate decât în noaptea trecută. Minima ajunge pe la 9-10 grade. Iar mâine avem o zi destul de însorită, un pic de vânt și temperaturi în ușoară scădere. Chiar și așa va fi mai cald decât în mod obișnuit, pe la amiază se vor atinge 23 de grade, iar pe seară apar cât ceva norări, însă e puțin probabil să plouă. La munte se răcește, așa că mâine vor fi cel mult 10-11 grade prin stațiuni, dar vom avea vreme destul de bună, soare, dar și ceva condiții de precipitații, în special în zona Carpaților orientali. Vântul mai are unele porniri la altitudini mari, avem 11 grade la Stâna de Vale, Predal și Păltiniș 10 grade. Așadar, mâine va fi răcoare în jumătatea nordică a țării, s-ar putea să picure în nord-est și la munte, iar vântul va fi activ în ținuturile estice. Începem o nouă săptămână cu soare și atmosferă plăcută, vor fi 24 de grade în Banat și Oltenia, iar prin Dobrogea și la munte mai pot să apară ceva condiții de ploaie. Și marți avem o zi destul de frumoasă, se face mai cald, iar prin vestul și sud-vestul țării se ating 26 de grade Celsius. Vântul prinde putere în sud-est, iar spre seară apar înorări și averse sporadice în ținuturile vestice. Iar temperaturile se mențin ridicate și miercuri, iar în sud și în est va fi neobișnuit de cald pentru final de aprilie. Pe aici vom înregistra și 27 de grade. Dar după prânz crește instabilitatea, aversele cuprind zonele de deal și de munte, vestul țării, iar seara e posibil să apară și în rest. Dar cam atât despre vreme, începe imediat un asasin nemilos. Iar apoi vedem un erou de care nu ți-e frică să râzi, Viespea Verde. Să aveți o seară liniștită, la revedere!